Puțină lume știe că există o mâncare tradițional românească ce ne protejează de cancer și întărește imunitatea. Mâncarea tradițional românească este renumită pentru gustul său delicios și pentru diversitatea sa. Sarmalele sunt considerate un aliment complet și echilibrat, deoarece conțin toți macronutrienții necesari organismului, proteine, grăsimi și carbohidrați. Proteinele provin din carnea folosită la umplutură, care este o sursă de aminoacizi esențial pentru construcția și repararea țesuturilor. Grăsimile provin tot din carne, dar și din smântână adăugată la servire, care este o sursă de acizi grași omega-3 și omega-6 aceștia fiind benefici pentru inimă și creier. Carbohidrații provin din orezul folosit la umplutură, care este o sursă de energie pentru celule, dar și din varza sau foile de viță de vie, care sunt o sursă de fibre, vitamine și minerale. Sarmalele au un conținut mediu în calorii, iar pentru rețeta clasică cu carne de porc, orez alb și foi de varză murată, acest conținut poate varia în funcție de tipul de carne folosit și de tipul de foi. De exemplu, sarmalele cu carne de pui, orez integral și foi de viță de vie au doar 80 de calorii la 100 de grame. Astfel, sarmalele pot fi consumate cu moderație în cadrul unei diete echilibrate, fără a favoriza creșterea în greutate. Porția optimă recomandată este de 2 sarmale medii pentru femei și trei sarmale medii pentru bărbați. Sarmalele nu sunt doar un aliment complet și echilibrat, ci și o sursă bogată de antioxidanți care ne protejează împotriva radicalilor liberi și a bolilor cronice. Antioxidanții sunt substanțe care neutralizează efectele nocive ale radicalilor, care sunt molecule instabile ce pot deteriora celulele și ADN-ul. Sarmalele conțin mai mulți antioxidanți proveniți din diferitele ingrediente folosite la prepararea lor. Unul dintre cei mai importanți antioxidanți este vitamina C, care se Găsește în varza murată sau în foile de viță de vie. Vitamina C este esențială pentru sinteza colagenului, care este o proteină structurală ce asigură elasticitatea și rezistența pielii, oaselor, tendoanelor și vaselor de sânge. Vitamina C are și rol antiinflamator, anticancerigen, deoarece stimulează producția de celule albe din sânge care luptă împotriva infecțiilor și a celulelor tumorale. Sarmalele sunt o mâncare tradițională românească ce ne poate proteja de cancer dacă le consumăm cu moderație și în cadrul unei alimentații echilibrate. Acestea conțin ingrediente care au efecte benefice asupra sănătății noastre. Toate aceste ingrediente conțin antioxidanți puternici care ne protejează împotriva stresului oxidativ și a bolilor cronice asociate cu acesta, cum ar fi cancerul, relatează realitatea.net.